trei versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 19, 20 și 21. În seara aceleași zile, cea din treia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenici erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a spus, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Amin. Parcă când ne întâlnim de Paști, parcă suntem mai veseli și mai bucuroși ca și de Crăciun, de multe ori, și prin felul în care ne salutăm, e mai deosebit ca și peste ani, ne salutăm Hristos a înviat, adevărat a înviat, și parcă pe buzele noastre e mai multă bucurie. Și m-aș bucura ca Dumnezeu să ne ajute cu adevărat această bucurie să fie în inimile noastre, conștientizarea împlinirii planului Dumnezeu pentru noi. Vedem că ucenicii erau adunați și încuiați de frica iudeilor. De multe ori venim și noi înaintea lui Dumnezeu și de multe ori avem uși închise. De multe ori parcă suntem un pic opaci și parcă bucuria lui Dumnezeu nu poate să pătrundă cu adevărat în inimile noastre pentru că încă mai avem temeri. Încă mai avem lucruri pe care nu le-am lăsat 100% în mâna lui Dumnezeu. Încă mai ținem anumite lucruri pentru noi și parcă bucuria aceasta lui Dumnezeu nu-i deplină în inimile noastre. Vedem că, în ciuda fricii celor care erau adunați, vine Iisus și le spune, pace vouă. E ca și cum atunci când ești tulburat de multe evenimente, vine cineva și îți spune o salutare caldă și îți spune, stai, fii liniștit, liniștește-te. Și mai ales atunci când îți spune, când vine asta din partea lui Dumnezeu, parcă îți dispar orice lucruri. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute, în după masa asta, cu adevărat, Dumnezeu să poată să stea în mijlocul nostru, fără nicio ușă închisă. Cu adevărat să stea în mijlocul nostru și să avem bucurie deplină în conștientizarea faptului că Dumnezeu a făcut tot ce trebuia făcut. Doar trebuie să ne bucurăm de planul Lui și să-L acceptăm în viața noastră. Avem un Dumnezeu puternic și trebuie să ne dăm seama de asta, pentru că doar un Dumnezeu care creează viața, doar acel Dumnezeu care ne-a creat pe fiecare dintre noi, are puterea să ia viața și are puterea să învie din morți. Oamenii se închină moaștelor, oamenii se închină sfinților, oamenii se închină la tot felul de lucruri. Dar vedem un Dumnezeu care îi viu. Ne închinăm unui Dumnezeu la care nu putem să-i vedem un mormânt, nu putem să vedem un schelet, nu putem să vedem un trup vechi de mii de ani. Ne închinăm înaintea unui Dumnezeu viu, înviat din morți. Versetul 20 spune și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Cred că asta e bucuria care trebuie să ne miște inimile. Să vedem în zilele astea rănile Domnului Iisus. Să vedem mâinile și coasta Domnului Iisus și să ne umple de bucurie faptul că El a suferit pentru noi și a înviat pentru noi. Oamenii sunt bucuroși în toate aceste zile și în tot tumultul sărbătorilor, unii sunt bucuroși de că se adună mai mult sau poate că fac mâncare mai bună sau poate că au zile libere de la muncă. Bucuria noastră, să ne ajute Dumnezeu, bucuria noastră să fie 100% în Domnul, în învierea Domnului. Sunt două lucruri care pe noi ca și creștini trebuie să ne caracterizeze în fiecare sărbătoare. Pace și bucurie. Noi nu trebuie să tresăltăm de bucuria lumii. Trebuie să avem pace în Domnul.
Și la fel, trebuie să avem bucurie pentru faptul că Îl cunoaștem pe Dumnezeu și faptul că Dumnezeu ne-a făcut parte de planul Lui. Aș vrea să avem un moment de închinare înaintea Domnului și să aducem inimile noastre. Să venim înaintea Lui Dumnezeu și să recunoaștem că El a făcut totul pentru noi. Profetul Isaia vorbește despre suferințele Domnului. Și El ne mărturisește acolo câtă suferință a purtat Domnul nostru și oricât de mult am putea să stăm noi în această după-amiază, să descriem anumite evenimente din viața Lui, cuvintele noastre parcă sunt prea slabe să cuprindem planul Lui Dumnezeu în totalitate. Și parcă felul în care El a rânduit toate lucrurile și felul în care ne pregătește pe noi pentru veșnicie și pentru o viață nouă împreună cu El, lucrurile astea trebuie să aducă bucurie poporului Lui în această după-amiază. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm înainte.